Ministerul Educației va achiziționa microbuze electrice pentru transportul elevilor. În județul Hunedoara vor ajunge 156 de astfel de microbuze, dintre care 132 cu 16 locuri, 23 cu 8 locuri și unul cu 28 de locuri. Alături de aceste microbuze va fi livrată către unitățile de învățământ care le-au solicitat și o sumă de bani pentru stațiile de încărcare. Într-o adresă a Ministerului primită în 28 martie, mi se face cunoscut că s-a declanșat acțiunea la nivel de minister, la nivel de guvern, de fapt, Ministerul Educației, de achiziționare de microbuze electrice. În acest context, noi am făcut cunoscut acest lucru celor 69 de UAT-uri la nivelul județului Hunedoara. Am colectat necesarul de microbuze în localitățile unde avem unități de învățământ. De remarcat faptul că se dă și 1400, se dă 1400 de euro bani pentru stațiile de încărcare. Profesorul Ilie Pârvan, inspectorul școlar general al județului Hunedoara, consideră că modernizarea parcului auto destinat transportului elevilor este nu doar binevenită, ci și necesară, ținând cont de uzura multora dintre actualele microbuze. Este un lucru, repet, care ne bucură foarte mult pentru că primarii, directorii noștri din unitățile de învățământ s-au plâns tot timpul că această bază auto este învechită. În unele situații chiar, Doamne ferește, pune în pericol transportul elevilor și în acest context, iată că s-a declanșat această acțiune, sperăm să se finalizeze cât mai curând. Sumele necesare pentru achiziționarea microbuzelor electrice și a stațiilor de încărcare provin din fonduri alocate prin PNRR.